De ce e bine să fii câteodată singur? Tot timpul e bine să fii singur. Chiar dacă ai familie, ai... Așa. Încerci să-ți găsești timp pentru a fi singur, pentru a restarta imaginea proiectată de tine, de vibrațiile tale. Da? Și să zicem, te duci la servici și ziua cu tare te înțelegi foarte bine cu toată lumea, ziua cu tare. Da? Și când vii acasă, te simți foarte bine când te înțelegi la servici și vii acasă și ca și cum e în prelungire, da? Și vibrațiile și așa. Și când nu te prea simți, te înțelegi la servici, vii acasă și cumva ai sacadat că tot ești cu gândul acolo la ce s-a întâmplat și cumva vrei să lămurești sau să faci mai bine lucrurile, să găsești o rezolvare a situației și așa mai departe. Și ea te ține în trecut, adică cu câteva minute în urmă, să zicem, da? O jumătate de oră în urmă. Și te ține acolo. Și nu ești în prezent, ești așa. Și când ești singur și restartezi imaginile, restartezi totul, vibrațiile și așa mai departe, e ca un exercițiu. Nu e așa de ușor, e ca o meditație. Relaxat și așa, și să te iei cu altceva, să faci ceva prin casă, nu știu, să speli farfurii, să gătești, să citești, să croșetezi, să... Da? Pentru că dacă vii acasă și ești în amintirea, cu gândul în amintirea clipelor trecute, cu câteva clipe în urmă, hrănești. Vrei, nu vrei, hrănești situația dată, aia trecută, care încerci să o rezolvi, încerci să o și nu-ți iese și n-ai cum, în sens, nu ești de față cu omul și cu oamenii în situația dată și vrei cumva singur să rezolvi și nu, am plecat de acolo, gata, încercăm să ne relaxăm vibrațiile și imaginea și restartăm și așa mai departe tot, da? Suntem în punctul zero, venim acasă sau unde ajungem noi de la servici, oriunde. Așa, găsim un loc pentru un repaus mic și e ca și cum cu un burete ștergi tot ce ți-a ieșit sau nu ți-a ieșit în ziua de azi sau în jumătatea zilei de azi cât ai fost la servici sau ce ai făcut. Și ștergi cu buretele totul, ca și cum, da? E chiar pe bune ștergi, că așa se întâmplă, eu așa înțeleg lucrurile. Pentru că tu nu hrănești energetic ce s-a întâmplat, încerci să nu hrănești și nu mai e acolo. Deci e foarte simplu și e ciudat cumva sună, dar eu așa înțeleg lucrurile. Eu sunt, da? Și atât. Știu că sună, da, că ai copil, ai familie, ai ce, nu există nimeni. Toată lumea există atâta timp cât trimiți energie în direcția, cât hrănești cu gânduri bune și așa. Totul este. Când vii și restartezi și o regândești, nu mai există nimic și nimeni. Nu există și se cumva, nu știu cum se întâmplă aia acolo, fizică cuantică, cum ziceam eu, știi ce înseamnă fizică cuantică? Întâi învață, citește și după aia spune cu gura mare. Da, eu le simt și dacă îmi vine și cuvântul fizică cuantică, e pentru ceva și e de undeva și e în ceva. Nu degeaba vine în gând, da? Așa, și... Știu că sunt prostii ce zic, dar eu așa înțeleg lucrurile acum. Ce nu vezi și ce nu ești, nu, deci e aici ce e proiecția mea acum. E
foarte mică. Când ieși afară, se întinde mai mult. Când ajungi acasă și ești tu cu tine și când meditezi, ți se pare că, ei, invers, ți se pare că nu mai e nimic, ești tu și uite, acolo se deschide totul, se face spațiu pentru ce a fost sau n-a fost să fie sau așa mai departe. Da, foarte frumos. Și când te macină gândurile că ai făcut sau n-ai făcut, nu mai hrănim. Da? Eu acum asta fac, că mi-a ieșit sau nu mi-a ieșit, la serviciu azi ceva. Da? Cine ce-a crezut, eu ce-am vrut să zic și ce a înțeles lumea din jur, sau lumea a înțeles bine, dar eu am înțeles deformat, și atunci nu mai hrănesc în direcția asta. Da? Hrănesc, nu mai hrănesc, sunt adun energiile toate și ori meditez, ori eu nu știu, mă uit la un film sau mă iau cu altceva. Și atunci totul din jur ce a fost sau așa, e ca și cum nu mai e viu, nu există. A dispărut. Ah, cred că spun așa ceva, da. Foarte tare. Da, așa e. Și mai ales acum cum se năruie totul și colectiv și așa și așa. Nu mai particip energetic. Ții vibrațiile, nu e așa să ții, să simți foarte bine, să ne simțim și nu știu ce, nu. Zero. Le ții cum poți. Important să nu gândim aiurea, cred, eu nu știu. Poate că și asta e bine. Asta încă nu, n-am ajuns să încerc să înțeleg că e bine oricum. Cu toate că așa, spre așa ceva merge totul, că totul e bine, totul e corect, totul e, nu există prost, rău, deștept, urât, frumos, da? E echilibrat totul. Și în ce simțim, la fel. Și trebuie văzut cum. Totul e înăuntru, da? Și proiectez. E plecat cineva din rude undeva. Se restartează ca și cum imaginea despre omul drag sau despre copii și despre părinți, se restartează imaginile și nu mai trebuie hrănite, cred că acolo e ceva. Da. Te povestesc acum asta și încep să transmutui totul și iese foc și pară în afară, da. Interesant. Da. Savanții de noi, atotștiutorii de noi, nu știm nimic și știm totul, dar cam asta e. Foarte tare și fără frică mergem înainte și chiar dacă ți se pare că lumea din jur crede că ești un toromac, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Fără frică. Ține una și bună pe a ta și așa-ți clădești realitatea și important să nu dai în cap nimănui, să nu urle în gura mare că ai dreptatea ta, pentru că fiecare are dreptatea lui, dar acolo undeva în tine, fii pe pozițiile tale, da, fiecare pe pozițiile lui.